Problemele într-o familie din satul Băleasa Comuna Găvănești au început la finalul anului trecut. Sorin Ștefan spune că după moartea mamei sale, tatăl lui, Dumitru Ștefan, a plecat să locuiască la fica sa în aceeași localitate, fără niciun motiv. Ulterior, bărbatul s-a trezit chemat la poliție, fiind acuzat că și-ar fi bătut tatăl. Am fost chemat la poliția din Balș, cu o plângere penală pe asupra mea că l-am gonit din imobil și l-am bătut am fost chemat, am dat declarații, în urma cercetărilor s-a constatat că nu sunt vinovat. Tatăl meu, cu 3-4 ani în urmă, în timp ce eu mă aflam la servici, mi-a bătut soția în, în jurul orei 12 ziua, mi-a amenințat copiii. Bărbatul spune că a trecut repede peste această problemă și l-a iertat pe bătrân pentru că este tatăl lui. În apărarea bărbatului s-ar și vecinii. Ei spun că se înțeleg bine cu acesta, însă bătrânul ar fi o persoană dificilă. Nu prea eram în relații bune, că așa e, el mai te jignea, te făcea. nu știu nici că l-a gonit, că am auzit că nu l-a gonit, a plecat singur la fată. Ei se mai certau, că să se separa să cu De exemplu, ei erau separat, copiii separați. Bătrânul făcea gălăgie, că și mie mi-a făcut destule. Am fost prin judecăți, ne-am salutat o perioadă că trebuie să trăim, ca am conviețuit aceea, cu tinerii n-am avut niciodată, nu m-au stricat cu nimic, nu m-au furat, nu... nu. Bătrânul era bătrân, că așa suntem bătrânii, trebuie să ne mai lăsăm după copii. După două săptămâni de când a fost chemat la poliție, bărbatul a primit acasă un ordin prin care era înștiințat că atât el cât și soția nu mai au voie să intre în propria locuință. Vestea a căzut ca un trăznet, mai ales că soții Ștefan au în grijă doi copii minori. S-a dat o hotărâre judecătorească, în care eu în două ședințe sau trei, nu mai țin minte, am fost judecat, achitat, cu drept de recurs, bineînțeles, în care mi se interzice ca proprietar de drept al acestui imobil, proprietar de drept din anul 1998, să intru la mai puțin, să mă apropie la mai puțin de 100 de metri de poarta imobilului meu, pe motiv invocat, nu știu de către cine, decât de domnul președinte care a jucat acest caz și doamna procuror. Aș vrea să știu și eu dacă e posibil ca o familie cu doi copii minori să-i se interzică dreptul la proprietate. Copiii mei sunt marcați pe viață, fiindcă copiii mei plângeau în casă și spuneau, tati, cum voi stați la 100 de metri și noi întâi în mâncați, Cine ne încalță, cine îmbracă, cine face mâncare, cine ne spală? Unul dintre cei doi băieți ai bărbatului a fost medaliat cu bronz la o competiție de box. Fiind mai mare decât fratele său, el înțelege și mai bine cum stau lucrurile și îl afectează toată această problemă din familie. Îl căutăm și pe Dumitru Ștefan, bătrânul care a plecat din casa băiatului pentru a locui cu fiica sa. Plângând, acesta ne spune că fiul său nu l-a atins cu un deget, dar Nora ar fi fost cea care l-a alungat de acasă. L-a și bătut? Nu. De ce să spui? Ia! Ia m-a gonit! Nora, adică? Da. Și din ce cauză v-a gonit? Să plec! Să plec de acolo! Dar de ce nu vă înțelegeți? Că e băiatul dumneavoastră. Nu știu, ea e. Nu, el... Nu știu, nu, nu în fața ei. Ea strică. Adică. Da. Nu știu ce are cu mine. Bătrânul spune că tot ce își dorește acum este să se întoarcă în casa lui. Fiul său, în schimb, a făcut recurs împotriva soluției date de judecătoria Balș prin care îi se interzice accesul în propria locuință, iar acesta se va judeca mâine.